M-am uitat atent la ceea ce am primit, foarte bine stilizat, scrie buget, dar înăuntru este gol și nu cred că este așa. Dragii mei, bine ne-am regăsit, vă încep, vă spun la mulți ani. Mulțumesc invitației domnului director Ionică Nechifor și îl felicit că prin tenacitatea dumneavoastră și de această dată, iată, reușește să facă și să organizeze un eveniment extraordinar în Botoșani. Vreau să amintesc aici un lucru extraordinar pentru cercetarea românească, pentru botoșeneni și români în general, și anume o investiție unică în România în acest moment, și anume, spunem așa, dezvoltarea stațiunii de cercetare Cocoruța, atât din punct de vedere administrativ, administrativ, dar așa, lucrurilor și cele ce urmează să fie adus aici, prin grija directului Ionică Nechifor. Trebuie să știți lucrul ăsta, pentru că vorbim de 9 milioane de euro, este un lucru pentru care am muncit foarte mult și cred cu tărie că în sectorul vin, ceea ce se întâmplă la Cocoruț va produce efecte peste an și an, atât în Botoșani, în România, cât și în lume. Felicitări, Ionică, pentru tot ceea ce vă mână acolo.